Ce generoși sunteți cu aplauzele. Ca de obicei, eu mă pregătesc foarte prost pentru genul ăsta de prezentări. Și titlul, de exemplu, l-am dat fix acum. Poftim? În ultima clipă. Imediat după ultima clipă. De ce? Pentru că este un subiect extrem de vast și de multe ori vreau să văd despre ce vorbesc colegii mei, să nu ne repetăm. Vreau să văd care este interesul vostru, dar n-am auzit absolut nicio întrebare. Păcat. Sau nu știu dacă aveți voie, de fapt. N-aveți voie. N-aveți voie. My bad. Ok. Ce m-a hotărât să discutăm în seara asta este următorul lucru. Și de-aia am dat titlul ăsta. Modul în care consumatorii sunt engaged sau li se cere mai degrabă să fie engaged, nu s-a schimbat. În continuare, un brand trebuie să facă storytelling. În continuare, un produs trebuie să comunice. Pur și simplu, ni s-au adăugat tool-uri noi. Ni s-a adăugat social media, ni s-a adăugat gamification, nu? Ni s-a adăugat o rată de răspuns uluitor de mare, atât din partea produsului către consumator, dar mai ales din partea consumatorului către noi. Gândiți-vă în perioada în care singura comunicare mas se făcea prin media clasică, da? Ziare, TV-uri, radiouri. În ce fel putea consumatorul să dea feedback? În momentul ăsta, dacă un brand a făcut o porcărie, în secunda 2, pagina de Facebook a brandului respectiv va fi plină, da? Să fim serioși, să fii troll în ziua de astăzi este un titlu de mândrie. Eu mă mândresc că sunt troll. Și mă consider troll și toți colegii mei se consideră troll. Mă rog, pe noi ne consideră toată lumea troll, da? Asta e avantajul jobului. Deci, am zis că trebuie să spună o poveste. Un brand trebuie să comunice și asta înseamnă că un brand trebuie să fie sincer. Da? Am zis că avem tool-uri noi, am zis că avem social media. Să ne focusăm pe el. Social media este un realm, un domeniu al oamenilor. Nu este un domeniu al brandurilor. Este un domeniu în care brandurile sunt intruzive. Este un domeniu, de-aia sunt toate algoritmurile la Facebook și de-aia tot sancționează și de-aia Facebook schimbă în permanență algoritmul și nimeni, sincer, nu știe cum calculează Facebook rata de promovare, da? Adică cât de mult îți va apărea mesajul. Noi, de exemplu, ca să fac o mică paranteză, nu ni se schimbă foarte tare. Noi avem undeva la vreo 500 ceva de mii de fani. Și rata de engagement pe fiecare postare undeva la 200-250 de mii, depinde și cât de viral e articolul respectiv sau nu. Dar nu se schimbă și eu zic că secretul meu este că n-am băgat absolut niciodată niciun cent în Facebook. Fiindcă am strâns totul organic, n-am băgat bani. Cent. Bani. Știi? Cash. Iar faptul că noi nu am băgat niciodată niciun ban a făcut ca toți oamenii care ne-au dat like să ne dea like fiindcă au vrut să ne dea like, da? Nu fiindcă am venit noi ostentativ. În fiecare an, de fiecare dată când sunt alegeri, noi creștem mult în trafic. Dacă de obicei avem 1,5 milioane de oameni, de unici pe lună, de obicei creștem în timpul alegerilor undeva la 2,5 milioane de unici. După care, guess what? Dăm la 1,5 milioane. De ce? Ăia sunt oamenii care înțeleg umorul nostru, care sunt pe aceeași lungime de undă, care nu se supără că înjurăm mai mult PSD-ul decât PNL-ul, da? Sau mai mult pe Steaua decât pe Craiova, sau mai dă-o, fiecare cu a lui. Dar, din nou divagăm. Am zis că vorbim despre storytelling și despre faptul că un brand este intruziv. Nimeni nu ar sta de vorbă cu un BMW. Hai să fim serioși. Deci dacă vedeți un om în parcare că se duce la o mașină și stă de vorbă cu ea, ce o să spuneți de omul ăla? Că e un pic... Nu e troll, ăla e handicapat. Schiz. Adică... Da. Pe de altă parte, cu omul de social media de la BMW, dacă are răspunsuri mișto și dacă intervine și dacă comunică foarte mult,
vor sta de vorbă oameni care sunt absolut convinși că nu își vor cumpăra niciodată un BMW și oricum cu siguranță în momentul ăla nu pot. Dar oamenii ăia se transformă în fani, engaged, care perpetuează și care vor da share-uri și care vor promova și se vor jura că BMW e cea mai tare mașină, deși mai mult decât sigur nu au condus niciodată modelul respectiv sau un BMW nou sau ceva similar. Deci, ce încerc eu să zic este că trebuie să folosim aceste tool-uri noi pentru caracteristicile lor. Da? Trebuie să folosim social media nu ca să propagăm aceleași mesaje sterile, da? Caracteristice a unui brand book de la o companie mare, gen un P&G sau mai știu eu ce. Trebuie să personificăm într-un fel brandul, să-i dăm un pic de fun, să-i dăm o latură umană, să-l facem să poată să comunice. Ai mult mai multe șanse să poți să... Care e echivalentul în român al lui engage? Nu angaja. Cum? Implicare. Ai mult mai multe șanse să implici un om dacă vei sta de vorbă cu el, nu dacă îi vei spune. Corect? Uite, și voi, dacă eu vă spun ceva, voi tăceți. Dacă eu vă întreb ceva, răspundeți. Asta înseamnă engagement. Este atât de simplu. Și este atât de simplu de folosit și ați văzut mai devreme debitul lui Călin, pe care, apropo, eu l-admir pentru debitul lui și pentru cât de coerent poate să fie în exprimări, dar ați văzut o mică parte din lucrurile la care trebuie să fii atent și la chestiile foarte tehnice. Dar cred că dincolo de toate astea, este exact puterea brandului de a se adapta unui canal. Și eu asta consider a fi brand puternic. Comunici pe TV unde nu ai rată de răspuns, comunică într-un fel. Comunici pe radio unde nu te vede nimeni, doar te aude, comunică într-un fel, adaptează mesajul. Comunici în print, unde apuci doar să pui niște vizualuri, gândește-ți foarte bine culorile, gândește-ți foarte bine dimensiunile, fonturile și tot ce înseamnă. Gândește în social media, privește-o cu aceea seriozitate ca și cum ai fi plătit o campanie pe TV. Pentru că, guess what, deși o campanie pe TV va fi mult mai scumpă, șansele să-ți o iei grav de tot în bot pe social media sunt mult mai mari. Pentru că pe TV lumea nu-ți va răspunde. În schimb, pe social media sunt atâtea cazuri, cum să vă zic, celebre, care era? Era ăla cu degetul de la maimuță din KitKat, știți? Asta cred că a fost primul caz de trolling din istoria omenirii. Dacă nu știți, căutați-l. Căutați-l KitKat orangutan, dacă nu mă înșel. A fost pur și simplu o campanie de trolling făcută de cei de la Salvați Ceva, da? Pentru contra defrișărilor ilegale făcute de Nestle. Și practic unul când îți făcea un KitKat și mușca distrat din el, nu știu ce, mai mușcă o dată și vede că începe să-i curgă sânge. El mușca dintr-un deget de orangutan că ăia îi distruseseră habitatul orangutanului. Țin să vă zic că a avut așa un succes campania și ăla a fost un viral imens. Ăla a fost, cred că, primul viral de pe tot ce înseamnă social media și așa mai departe, contra unui brand puternic. Atenție, viral contra unui brand puternic. Și ce vă sugerez și ce sugerez eu absolut întotdeauna este să vă consultați și să vă luați specialiști pe orice faceți pe comunicare. Măcar, cum să vă zic, măcar dacă aveți un prieten care știți că e mai deștept ca voi pe zona aia. Măcar pe la întrebați-l dacă nu vă permiteți mai mult. Dar dacă vă permiteți, luați-vă oameni, pentru că odată o imagine terfelită, mai ales pe social media, va fi mult mai scump să o remediezi. Cum era aia? Nu afli niciodată cât de scump e nepriceperea? Nu. Cât de ieftin e un specialist până nu plătești pentru nepricepere sau pentru prostie. Nu? Noi asta facem la Times New Roman, să știți. Noi la Times New Roman ajutăm brandurile să-și promoveze, să-și viralizeze mesajul. Și foarte mulți din ei ne folosesc tocmai pe zona asta de brand engagement și așa mai departe. De ce? Pentru că v-am zis și mai devreme.
La noi toate articolele, toate postările au undeva la 220, 240, 250 sau poate chiar mult mai mult engagement pe Facebook numai. Dincolo de ce se citește în site, dincolo de, hai să zicem, că se mai viralizează după aia în timp. Și chiar l-am rugat pe colegul Ovidiu să ne pregătească un exemplu dintr-un articol pus chiar astăzi. Ăsta este un advertorial. Deci Vader a pierdut procesul cu Ministerul Apărării și nu mai poate folosi termenul stea morții. Da? O parte din voi râd, mulți nu. Ideea este, ăsta este un advertorial făcut la nou film Star Wars. Da? Rogue One, așa. Dar vedeți ce am făcut? Dacă scriam, mamă, s-a lansat Rogue One, eram un articol din toată campania lor de alte zeci, sute de articole, mai știu eu ce. Corect? Probabil că am fi fost, nu știu, mai puțin viral decât Hot News. Dau un exemplu. Articolul ăsta, la o oră după ce a apărut, avea 2700 de likes and shares. Da? Deci la o oră, fără niciun cent în promovare. De ce? Pentru că unul, bine, e funny, da? Și e trolling. Trebuie să ne înțelegem. Funny și trolling o să meargă întotdeauna, dar nu o să meargă niciodată mai mult decât hatereala, să știți. Deci dacă puteți să faceți hatereală cu brandurile voastre, să dați în ceva rău de tot, dar să doară, știți, să sară, era să zic mucii, sânge. Să sară sânge. În momentul ăla, aia vă va atrage fani, followeri foarte mulți. Noi mergem pe partea de pozitiv, pe zona de umor, da? Și ne-am luat de scandalul cu Steaua, cu Armata, cu nu știu ce, fac și a ieșit mărețul advertorial care probabil că rupe. Ce să vă mai zic? Strângeți-vă followeri, strângeți-vă fani. Nu sunt de acord cu ce a zis Ciprian în prezentarea lui legat de cei 42.000 care sunt văzute ca un activ. Eu nu pot să văd fanii ca un activ, mai ales fanii de pe Facebook, pentru că dacă like-urile ar fi bani, n-aș mai fi astăzi aici. No offense, da. Aș câștiga mult prea bine ca să nu stau mai la căldură. Da? Câștigați-vă fani și asta o puteți face doar comunicând cu ei, o puteți face doar în momentul în care sunteți sinceri cu ei, puteți face doar în momentul în care, dacă faceți o greșeală, asumați-vă și explicați-o și spuneți de ce s-a întâmplat și dacă s-a întâmplat de vina voastră, spuneți că v-ați învățat lecția, fiți sinceri. Este singurul și cel mai bun sfat pe care pot să vi-l dau. În comunicare, mai ales pe social media, stai-mă de afară, trebuie să fiți sinceri. Da? Seara bună, vă doresc!